Bună ziua! Bună ziua! Doamna Sidonia și domnul Cornel? Da, noi suntem. Ne pare bine cunoștință. Haideți, luați în loc, vă rog. Mulțumim. Bine ați venit. Înțeleg că doriți să adoptați un adult de la noi. Da, știți, noi n-am avut niciodată un adult în casă și... Îmi pare rău. N-ați putut avea niciodată copii. Ba nu, avem copii. Doar că la 18 ani au plecat de acasă. Băiatul este inginer și fetița este cercetător. Felicitări, trebuie să fiți mândri. Suntem, dar... Dar? Dar știți, am fi vrut și noi să avem un parasit în casă. Da, că am spus-o, Cornele. De asta ți-a apelat la noi. Da. Da, ne uităm cu invidie la familiile care stau cu copiii în casă până la 35 de ani. Noi suntem de vină. Eu știu asta. Noi le-am băgat în cap porcăria asta că trebuie să fie pe picioarele lor până la 20 și ceva de ani, că trebuie să muncească ca să câștige respectul celorlalți și respectul de sine. Și acum uitați-vă în ce situație ne aflăm. Da, exact. Nu eram pregătiți când ne-am despărțit de ei, când au plecat la facultate. Știți, am tot sperat să devină și ei ratați, să se întoarcă acasă, să stea cu noi până la adânci bătrâneți, dar nu, ei au vrut să facă școală, să-și găsească joburi bine plătite, să câștige 5.000 de euro pe lună, nu știu, să fie șef de promoție. Aș fi vrut și eu să am un adult în casă, uite așa ca Ileana. Ea are un băiat toată ziua stă la calculator și îi mănâncă toți bani. Lasă gogoșica mea, că toate se vor rezolva. Din fericire ați venit în locul potrivit. Casa noastră de adulți Nicolae Labiș este cunoscută pentru diversitatea ei. Spuneți-mi, doriți să adoptați o femeie sau un bărbățel? Un bărbățel. Că am auzit că ăștia pleacă greu de acasă, da. Perfect. Și o arie de vârstă avem între 32 și 70 de ani. 32 ar fi perfect. Are viață lungă de stat cu noi. Minunat. Haideți să vă arăt camera unde stau bărbății între 30 și 35 de ani. Mulțumim. Hai. Mamă, ce heceați, am dat fraiere. Las că vedem după respond. Alo! Bărbații toată firea. Gata joaca. Deși sunt doamna Sidonia și domnul Cornel și își doresc să devină viitoarea familie pe care unul dintre voi va falimenta. Sărâna! Sărâna, bună ziua! Sărâna! Salutare, flăcăi! Vai, Cornele, ce băieți spârliți! Mi-e și greu să aleg! Aveți pensie mare? Păi, eu am fost directoare de bancă și soțul colonel de armată. Trăiți! Viața devenise foarte plictisitoare. Coafor, spa, croazieră, casă. Coafor, spa, croazieră, casă. Faceți ceva pe aia, a? Cum aș băga eu? E și nesimțit mâncarea mama Cornele. Exact genul care nu pleacă de acasă niciodată. Ți-am zis că aici o să găsim tot ce ne dorim. Cum te numești tu, fecior? Ionuț. Da, băieții îmi zic Johnny. Johnny nebun. Johnny. Da, nebun. Deci, Johnny, când te-au lăsat părinții aici? La 31 de ani. Eu nu mai aveau bani să mă întrețină și... Aoleu, săraci. Trăiau la limita subzistenței, nu? Nu, dar nu își mai permiteau să-mi ia și mie măcar o mașină din 2023. Să ies și eu în lume cu o mașină normală, am una din 2022, adică sunt ultimul sărac. Ce nenorociți! Cum pot, domnule, unii oameni să nu câștige măcar 5.000 de euro pe lună la 60 ceva de ani, ca să-și răsfețe singurul pui? Să știți că sunt din ce în ce mai mulți părinți așa. Fac copii și nu mai au să le cumpere tricouri Gucci sau Adidas și Balenciaga când fac 30 de ani. La noi nu o să se întâmple nimic din toate astea, să știi. Deja poți să scrii pe Facebook că lucrezi la buzunarul lui mami și tati. Mamă! Alo, păi vreau și eu în familia asta. Bă, și eu așa. Bă, eu am fost primul, Potoliți-vă puțin. Uite, eu zic să facem un test. Să vedem care este cel mai puțin pasibil să plece de acasă în următorii 10-20 de ani. Ia zi, mami. O să fii mami mea. Mami mea. Care dintre voi a avut vreodată job? Opa! Ce opa, bă, lucrași o trizie la flyere? Ce mă-i job? E prea riscant. Deja ai simțit valoarea banilor câștigați prin truda ta... Și ești în pericol să te angajezi din nou.
Hai. Care dintre voi a avut vreodată gagică? Upu, fraiere, dar cine a avut gagică de aici, mă? A? Se pune, mă, că am fost cu ea o lună și a dat seama după că se termină. Nu putem risca nici cu tine. Dacă te apucă într-o zi însurătoarea și te așezi la casa ta. Hai, plimbă ursul. Deci, Johnny, tu ești norocosul. Cine-i barul ăsta? Nu-mi dai și mie 15 milioane să mă duc la cazinou cu băieții? Tu umbli în cazinouri? Da. Și ce faci dacă pierzi banii? Păi fur din casă, de la voi alți bani. Așa să faci. Să nu cumva să te duci să muncești pentru bani. Nu. Hai, tati. Ești frumos. Ce faceți, mă, ce stați caratați acum? Hai, să-i jucăm. Hai, fuguța. Știi, mai cere 5 milioane să avem 20, mă? Știi, după ce-i pierdește. Sunt așa de fericită, Cornele, că în sfârșit are cine să ne pape banii. Nu ca ai noștri care ne trimit bani. Bun, haideți să mergem să semnăm formularul de adopție și apoi să venim să îi strângem lui jocurile. Da. An de an, din ce în ce mai mulți adulți sunt abandonați de părinți la fragila vârstă de 35 de ani. Aceștia din urmă nu își permit nici măcar să le cumpere un iPhone 15 Pro Max, o nevoie de bază a unui adult în formare. Este bine cunoscut faptul că un adult are nevoie de minim 40 de ani pentru a pleca din casa părintească și a deveni un membru sănătos al societății. Ajută și tu un bărbat în toată puterea să nu se gândească la ziua de mâine. Adoptă un adult.